Bună ziua, dragi săgetători! Bine ați revenit pe Hecastro Tarot! Eu sunt Meme și mă bucur nespus astăzi să vă am alături de mine. Vom face astăzi etalarea pentru energia lunii august, pentru toți cei care au soare, lună și ascendent în săgetător. Vă rog frumos să țineți cont că aceasta este o etalare pentru energia colectivă și s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze. Însă apreciez comentariile voastre. Îmi puteți lăsa mai jos părerea voastră despre cum ați rezonat. Dacă doriți să vă abonați, o puteți face, puteți activa butonul de notificări pentru a vedea când încarc nou conținut și de asemenea, dacă vă place etalarea, puteți să dați un like. Haideți să vedem care este energia lunii august, o energie pe deplin compatibilă cu voi, semn de foc. Ce se întâmplă pentru săgetători în luna august? Ia uite, aici două cărți deodată. Călătorii în interes de serviciu sau călătorii din care veți putea extrage niște beneficii materiale. Călătorii foarte benefice vouă. După o lungă perioadă de lucruri care nu au fost în favoarea voastră, vine către voi un nou început, dar un nou început care vă sperie. Ok. Dragi săgetători, în primul rând avem aici steaua, văd ca și semne. Peștii, văd taurul și văd vărsătorul sau balanța și balanța. Ok, pentru unii dintre voi sunteți pe punctul de a face o schimbare de serviciu, o schimbare care a fost destul de greoaie, poate este un post nou, poate este vorba despre o relocare și acest lucru vă sperie teribil. Pentru alții dintre voi, cu ușoară tristețe vă spun că văd că ați fost implicați într-un trio amoros, un trio amoros care se întâmpla atunci când voi poate mergeați la ceva tratament sau când voi vă ocupați de soarta și destinul și bunăstarea tuturor. Aveați parte de neplăceri în direcția aceasta. A fost ați făcut parte dintre, ați avut, mă rog, o relație în care ați iertat foarte mult, ați iertat peste limită, ați făcut o grămadă de compromisuri, ați tot încercat și acum vă aflați într-un punct în care nu știți încotro să o apucați, deși calea vi s-a arătat. Vi s-a arătat o direcție, vi s-a arătat modul în care o puteți face. Vi s-a arătat că nu este corect ceea ce trăiți acum. Aveți stări de anxietate, sunteți supărat, triști, stați trezi noaptea. Da? Pentru cei care doriți să luați un nou job, acesta va fi benefic pentru voi. Este o poziție în cariera voastră, unde veți avea foarte mult sprijin și echipă bună, colegi buni, un șef care va părea așa rece și distant, dar va fi foarte deștept, de la care veți avea de învățat. Și este foarte benefic rata destinului, da? Bun. Pentru cei care caută iubirea, voi, dragi săgetători, în etalarea voastră regăsesc cel mai puternic sentimentul ăsta de trădare și de epuizare. Simțiți că sunteți la capătul puterilor, aveți o atitudine foarte vehementă în ceea ce ține de relații, nu vă mai doriți nimic, nu vă mai doriți pe nimeni, vă doriți să fiți singuri, vă vedeți de viața voastră, de treaba voastră, însă ce vă doriți, aia veți primi.
după toată această nebunie, după toată această trădare, după toată această vâlvă care a fost aici, după toate aceste cuvinte care s-au spus și sentimente care au consumat mintea și sufletul, se arată în calea voastră un nou început. Nu vorbesc efectiv de a cunoaște pe cineva. Vorbesc de o viață nouă în care implicit veți putea cunoaște pe cineva. Vorbesc de o nouă sămânță. De o nouă sămânță și de o cale și de o persoană care va veni și vă va întinde mâna și vă va spune așa, va transmite un mesaj la modul, hai, nu vrei tu să vii până la mine nu știu când și nu știu când, pasul ăla pe care voi îl veți face, dacă veți ține cont, dacă veți lua în considerare, dacă veți face demersuri, când un amic, un prieten, cineva sau copilul sau cineva mai mic ca voi, un frate, o soră, vă va sugera și vă va întinde o mână, mergeți, căci de acolo vă veți relua bucuria. Deci acel context pentru voi va fi foarte favorabil. Foarte favorabil. Uite, o să mă uit exact despre ce este vorba aici, însă văd o persoană care poate aparent banal, vă va transmite ceva, însă acel lucru va veni către voi ca un succes. Vine cu încununare, vine cu plin, cu abundență către voi. Și avem prea plin abundență și aici, emoțională. Și avem roata care se întoarce în sfârșit în favoarea voastră. Ați fost pironiți, da? O perioadă lungă de timp, dar acum călcați cu ambele picioare într-o direcție foarte bună vouă și aveți parte de un nou început. Ce vă spune sufletul vostru aici să vindecați? Ce vă spune? Gaura din suflet, golul din suflet, să vindecați această trădare și epuizare, să lăsați în urmă trecutul, că la nimic bun nu servește. Ce mesaj avem în dragoste? Ceva legat de chestii religioase, fie n-ați fost aceeași religie, fie din motive religioase, relația dinainte nu a funcționat, însă sau parteneriatul sau pe cine cunoașteți sau modul în care aceste evenimente s-au desfășurat în viața voastră, țin de evoluția voastră spirituală. Și încă una. În viața voastră se va produce o schimbare și v-am spus că va începe cumva banal, din ceva foarte banal, deci dintr-o sămânță foarte mică, va crește un copac foarte mare. Cam atât pentru voi, dragi săgetători, să fiți bine, să aveți parte de multă iubire, de multă vindecare. Până pe data viitoare, vă urez toate cele bune. Pa, pa!